Bună ziua, stimați telespectatori, vă salut la o nouă ediție a emisiunii O istorie neinventată la Accent TV. Recent, Partidul de Guvernământ din Republica Moldova, Partidul Democrat, și-a declarat fermă sa poziție pro-Moldova. Aceasta este o poziție interpretată în societate și este una neclară în contextul în care ultimii 90 ani acest partid a fost unul sigur și ferm pro-UE, chiar dacă în unele cazuri liderii acestui partid nici nu puteau explica ce înseamnă să fii pro-UE. Invitatul emisiunii de astăzi este Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul culturii, educației și științei. Domnul Corneliu, bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă întreb pentru început, ca să fie clară și poziția președinției, poate poziția dumneavoastră personală, ce înseamnă de fapt să fii pro-Moldova? Ce înseamnă să fii pro-Moldova? Înseamnă, în primul rând, să lucrezi pentru Republica Moldova în interesele cetățenilor Republicii Moldova. Și ceea ce face șeful statului pe parcursul ultimilor 2 ani de zile, ceea ce a făcut partidul care susține președintele pe parcursul multor ani de zile, asta este o politică pro-Moldova. Adică, consolidarea Republicii Moldova ca stat independent, ca stat suveran, sporirea bunăstării cetățenilor Republicii Moldova care să dorească să rămână în țară, să lucreze pentru Republica Moldova și în interesele Republicii Moldova. Asta înseamnă școli care să nu fie închise, asta înseamnă infrastructură bună, asta înseamnă servicii medicale competente, asta înseamnă lupta cu corupția, etc. Altfel spus, asta înseamnă consolidarea Republicii Moldova ca un stat suveran, ca un stat în care cetățenii se dorească să trăiască și să-și dorească să-și creeze un viitor. Ceea ce ați anunțat dumneavoastră referitor la inițiativele Partidului Democrat, eu cred că cei care au lansat în luna august, dacă nu mă înșel, această idee a Partidului Democrat, probabil încă nu au conștientizat ce au avut în vedere. Ei pur și simplu au încercat să se încadreze într-un trend curent, pe care l-au sesizat că există în Republica Moldova și pe care vor să-l folosească acest trend în preajma campaniei electorale din februarie 2019. Vreau să menționez că acest partid care a reprezentat parte componentă a și activă a guvernării pe parcursul ultimilor 9 ani de zile. De exemplu, în această perioadă, și nu chiar îndepărtată perioadă, în genere, în ultimul timp, nu folosea noțiunile de Moldova, moldovean, ci foloseau cu totul alte noțiuni. Și cred eu, pe parcursul emisiunii de astăzi, noi să vorbim că acțiunile care erau întreprinse de această guvernare, de aceste partide care s-au aflat la guvernare și acest partid care la moment s-a aflat la guvernare, acțiunile lor practic erau îndreptate împotriva Moldovei, împotriva cetățenilor Moldovei, împotriva tradițiilor moldovenești, împotriva ceea ce ne identifică pe noi ca popor cu o tradiție veche, cu o istorie veche, etc. Vreau să vă întreb, referitor la fiind pro-Moldova, asta înseamnă probabil și să investești în Republica Moldova. Deci să dezvolți afaceri, să dezvolți condiții pentru o bună dezvoltare a tinerilor în țara noastră, să oferi pensii și salarii cuvenite în țara noastră după 9 ani de guvernare. Dar vorbind despre conducerea, de exemplu, Partidului Democrat, există voci în societate care spun că o mare parte din afacerile sale sunt concentrate în România. De ce nu în Republica Moldova? Eu nu aș vrea să intru în acest domeniu atât de sensibil, vreau doar să menționez că practica, realitatea moldovenească demonstrează că ceea ce a fost făcută de guvernarea pe parcursul ultimilor 9 ani de zile a fost nu în interesul Republicii Moldova. Când spun acest lucru, mă refer la închiderea școlilor. Iată, pe parcursul ultimilor 9 ani de zile au fost închise doar, după conform datelor oficiale, peste 500 și reorganizate, peste 500 de școli. Au fost închise în jur de 700 de instituții de învățământ extracurriculare, care erau finanțate din cadrul bugetului. Au fost disponibilizați din sistemul educațional peste 10.000 de profesori, care au plecat, o mare parte din ei au plecat din Republica Moldova. Atunci ce fel de pro-Moldova putem să vorbim atunci când se este distrus acest segment educațional?
Dar fără educație nu poate exista un stat, nu poate avea un viitor. Același lucru se întâmplă în domeniul cercetării, de exemplu. Noi cunoaștem că a fost adoptat modificări la codul științei, modificări care au dus practic la distrugerea sistemului de cercetare din Republica Moldova. Și ca urmare s-a pornit un nou val de exod a oamenilor de știință din țara noastră. Deși șeful statului s-a opus implementării acestor legi, majoritatea parlamentară susținută de această guvernare actuală a Partidului Democrat au insistat și ca urmare noi practic la etapa actuală nu numai avem probleme în domeniul învățământului, ci avem probleme și în domeniul cercetării. Cât privește dezvoltarea economică, creditor este faptul că cetățenii pleacă. Noi vedem în satele noastre sate pustii. Noi vedem case părăsite. Noi vedem în sate doar oameni în vârstă și, practic, copii. Asta, încă o dată, demonstrează că acea doctrină sau acele tendințe de investiții despre care ați vorbit noi, practic, au falimentat și, respectiv, oamenii, neavând loc de lucru, pleacă în străinătate. Conform datelor statistice, în fiecare zi din Moldova pleacă în jur de 109 oameni. Iar cât privește tineretul, care practic predomină la moment, sigur, la moment preferă să plece din Republica Moldova, pot să menționez că conform iarăși din nou datelor oficiale, în Republica Moldova tinerii cu vârsta între 15 și 34 de ani, 65% din acești tineri sunt inactivi economic. Din aceștia, în jur de 35% sunt cei care se află în sistemul educațional, învață, dar un procent foarte mare, în jur de 24%, sunt acei care au preferat să plece în străinătate, să-și caute un rost în afara Republicii Moldova. Nu pot să aduc aminte și despre faptul că pe parcursul acestor ani de zile, acești 9 ani de zile, de exemplu, numărul studenților în învățământ s-a redus practic de două ori, de la 130.000 la 65.000. Va fi foarte greu de revenit la normalitate. Va fi foarte greu, dar eu cred că Moldova nu are o altă alternativă. Au fost întreprinse și alte acțiuni care nu pot fi numite, din partea guvernării, care nu pot fi numite nici pe departe ca pro-Moldova. Deoarece au fost acțiuni care subminează, inclusiv statalitatea Republicii Moldova. Și în această ordine de idei aș vrea să amintesc despre așa numitele declarații de unire care erau semnate, care au fost semnate în ultimul an, de mai multe primării din Republica Moldova. Mai bine spus, conducerea unor primării din Republica Moldova, deoarece cetățenii din localitățile respective practic nu cunoșteau ce se petrece. Și acești primari, acești consilieri, deseori erau reprezentanți ai Partidului Democrat. Și apare întrebarea, cum poți să te pronunți că promovezi o linie pro-Moldova, un vector pro-Moldova, în condițiile când promovezi la nivel de autoritate publică un proiect, proiectul unionist, un proiect de distrugere a Republicii Moldova. Deoarece unionismul, în esența sa, presupune lichidarea Republicii Moldova ca stat. Și în multe țări, astfel de acțiuni, iar declarațiile respective nu sunt altceva decât acțiuni, ele sunt pedepsite conform codului penal. Deoarece este un atentat asupra suveranității, independenței, statalității, siguranței statului. Așa. Vrem să vă întreb în contextul în care acești primari au votat declarațiile de unire, dacă a existat careva reacție din partea Partidului Democrat sau ei pur și simplu au lăsat asta la discreția autorităților publice locale? Reacția a fost de a susține acest proiect, pentru că, încă o dată repet, mulți primari, mulți consilieri democrați, ba Partidul Democrat, au susținut această așa numită inițiativă de semnare declarațiilor de unire. Ceea ce este inadmisibil și de neînțeles pentru un stat suveran și independent. Mai mult ca atât, unica instituție de stat centrală care
a sesizat, inclusiv procuratura, inclusiv organele securității de stat, a fost președinție. Reacția din partea și a procuraturii, din partea și unor structuri conduse de Partidul Democrat, a fost una foarte neclară, foarte ambiguă. Iar unul din liderii Partidului Democrat nu a făcut altceva decât să spună că el are de asemenea unele sentimente față de acest fenomen, dar nu le pronunță. Este greu de înțeles cum unul din conducătorii statului Republicii Moldova să nu se expună clar că astfel de acțiuni, sau aceste declarații de unire, nu este altceva decât o subminare a statalității. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este de neînțeles. De exemplu, participarea speakerului Parlamentului Republicii Moldova, care de asemenea este unul din liderii Partidului Democrat, la evenimentele din 27 martie din București. Parlamentul României. Este de neînțeles ca să vorbești de la tribuna Parlamentului și să comemorezi un eveniment, chiar dacă este un eveniment istoric, dar care a dus pe timpuri la dispariția statalității moldovenești. Este de neînțeles și participarea conducerii Ministerului Educației la unele evenimente, de exemplu, la începutul anului 2018, la Iași, care de asemenea au comemorat unele evenimente istorice care au dus la dispariția Moldovei ca stat independent. Noi am sesizat, din cadrul președinției, am sesizat inclusiv și aceste ministere conduse de reprezentanții Partidului Democrat, inclusiv referitor la ceea ce se petrece în școlile noastre, în universitățile noastre, în special pe data de 1 decembrie, pe data de 27 martie, condițiile când copiii erau, în timpul lecțiilor, erau implicați într-un șir de acțiuni, cu participarea unor emisari din străinătate, acțiuni în cadrul cărora era promovată cu vehemență ideea necesității lichidării Republicii Moldova ca stat. Promovarea acestui concept al unirii, care, încă o dată vreau să repet, nu este altceva decât o concepție care presupune lichidarea Republicii Moldova ca stat independent, ca o realitate geopolitică pe harta lumii. Noi am sesizat inclusiv Ministerul Educației și am cerut explicații ce se petrece în școlile Moldovei. Mi s-a spus că este un proces firesc, profesorii și copiii au dreptul să-și expună astfel de opinii. Sigur, au dreptul, dar dacă aceste acțiuni cad sub incidența codului penal, deja nu este bine. Și cu părere de rău, până în prezent, și Ministerul Educației și alte structuri conduse de Partidul Democrat nu și-au expus clar viziunea. Și atunci, asupra acestor evenimente care s-au petrecut în decembrie și în martie, și atunci apare întrebarea, ce fel de vector poți să promovezi pro-Moldova în condițiile când, în acțiuni concrete, în fapte concrete, nu faci altceva decât subminezi acest stat și promovezi unele acțiuni și idei care nu au ca scop alt scop decât lichidarea Republicii Moldova ca stat. În 2016, în aprilie, dacă nu greșesc, în Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată o hotărâre cu privire la inviolabilitatea suveranității, independenței și neutralității Republicii Moldova. Acest document presupune că trebuia să stea la bază unor noi legi speciale care să ocrotească și să sporească suveranitatea, independența și neutralitatea noastră. De atunci am avut parada declarațiilor de unire prin Republica Moldova, de atunci avem deschiderea oficiului NATO, de atunci avem mai multe acțiuni provocatoare la nivel național din partea unor așa ziși lideri din România, care vin și destabilizează situația în Republica Moldova sub aspectul că îndepărtează tot mai mult posibilitatea de a
de a reintegra țara, de a reveni la normalitate, vorbind despre subiectul transnistrian. În acest context, cum considerați dumneavoastră Partidul Democrat, această majoritate parlamentară și guvernul inclusiv, ei nu sunt competenți să sporească independența, ei nu doresc să o facă sau ei mimează acest proces doar pentru a, cum ați menționat anterior, probabil pentru a atrage voturi în contextul în care să fii pro-Moldova astăzi este în vogă? Este un fenomen destul de complex, pentru că este greu de înțeles din punct de vedere al logicei formale, când spui una, faci alta, sau când faci una și interpretezi cu totul un alt fel. Aș vrea să menționez și alte chestii, alături de cele menționate dumneavoastră. De exemplu, șeful statului a venit cu mai multe inițiative în Parlamentul Republicii Moldova cu scopul de a consolida această identitate a noastră moldovenească, cu scopul de a comemora unele evenimente de mândrie istorică a moldovenilor, cu unele inițiative cu scopul de a consolida și a menționa unele simboluri ale statalității Republicii Moldova. Adică mă refer la inițiativa de anunțare a datei de 2 februarie ca zi a statalității Republicii Moldova, deoarece în data de 2 februarie 1365 Moldova este recunoscută pentru prima dată pe arena internațională ca stat independent, adică 1365. De asemenea, președintele a venit cu inițiativa de a oficializa, așa cum se petrece în alte, multe alte țări ale lumii, drapelul istoric al Moldovei, inițiativă care nu pune la îndoială statutul drapelului de stat Republicii Moldova. S-a dorit ca drapelul istoric, drapelul sub flamură căruia Ștefan cel Mare a învins și a apărat independența Moldovei, să fie declarat ca drapel istoric al Moldovei. Și multe alte inițiative au fost, care nu au fost susținute de majoritatea parlamentară. Adică este, când vorbeam chiar acum cu o cunoscută personalitate din Republica Moldova, el spunea că Partidul Democrat, cei care se află la guvernare, nu fac altceva decât promovează probabil un comportament oportunist, adică un fel conjuncturist, sau suntem martorii unei schizofrenii politice. Când una faci și alta spui. Adică această divizare. Fenomen atestat, cu părere de rău, în mediul politic din Republica Moldova, pe parcursul multor ani. Dar vreau să spun că acest trend, așa numit pro-Moldova, unor partide care nu înțeleg ce înseamnă lucrul respectiv, este caracteristic, sau dorința de a se încadra în acest trend, este caracteristic nu numai Partidul Democrat. Sunt și alte partide care își propun astfel de promovarea unei astfel de ideologii. Este Partidul lui Șor, este Partidul lui Satei, și multe alte formațiuni politice. Este o realitate. Dar iar referitor la această schizofrenie politică, de exemplu, este greu de înțeles când pe data de 18 octombrie, în cadrul Parlamentului se dorește modificarea Constituției și se dorește introducerea în Constituție așa numitul vector european, ca ideologie de stat, lucru care este inadmisibil într-un stat democratic, deoarece nu poate exista o ideologie de stat nici într-un stat democratic, iar vectorul integrării europene nu este o ideologie, cu siguranță. Iar peste 3 zile, pe data de 21 octombrie, în piață, același partid, aceiași persoane politice, promovează cu totul un alt vector, pro-Moldova. Și atunci apare întrebarea, când au fost ei sinceri? Atunci când pe 18 insistau să fie modificată Constituția și să fie introdus vectorul european în Constituție, vector care este susținut mai puțin de jumătate din populația Republicii Moldova, inițiativă care nu face altceva decât iarăși nu se tensionează situația din Republică, sau atunci când pe data de 21 la meeting se vorbește despre Moldova, despre pro-Moldova, despre necesitatea dezvoltării Moldova, despre
o nouă cale de dezvoltare a Moldovei, a patra cale, când au fost ei acei reali și când au spus adevărul. Deci probabil în ambele cazuri, dar cel mai probabil nici într-unul din ele. Cu siguranță. Dar referindu-mă la aceste duble standarde, la poziție incertă și neclară a liderilor acestui partid, în cadrul unei emisiuni, speakerul Parlamentului Republicii Moldova declara că el nu ar fi împotrivă dacă ar fi ales deputat și în Parlamentul României și în Parlamentul Republicii Moldova, încât deține ambele cetățenii și spune el ar fi frumos, ar fi interesant să ocupe funcții în ambele parlamente. Cum este posibil ca un lider de țară, un lider președintele Parlamentului să fie dispus să ocupe funcții publice de deputat ales al poporului în ambele state și interesele cui le va servi în acest caz? Asta încă o dată demonstrează ceea ce am spus anterior. Oamenii nu-și dau seama ce spun, pur și simplu nu fac altceva decât manifestă un oportunism în încercarea de a folosi acele tendințe care sunt în societatea noastră cu scopul de a-și obține anumite dividende politice. Ceea ce ați menționat noastre, eu aș putea completa și cu alte fapte concrete. Același speaker al Parlamentului, anul trecut, în luna octombrie, vorbea despre o posibilitate de a modifica articolul 13 din Constituție, modifica denumirea limbii. Sintagma limba moldovenească să fie înlocuită cu sintagma de limbă română. Ca peste un an, în luna octombrie 2018, aceeași persoană să recunoască că marea majoritate, cum a spus el, peste 65% din cetățenii Republicii Moldova se pronunță pentru menținerea în Constituție a sintagmei de limbă moldovenească. Și respectiv nu este momentul pentru a face aceste modificări. Aceeași persoană vorbește acum, în anul 2018, despre imposibilitatea proiectului unionist în Republica Moldova. Deoarece, spune el, o unire la etapa actuală nu este posibilă și dacă se va încerca cine să facă lucrul respectiv, atunci se va uni doar câteva localități din centrul Republicii Moldova. Iar în esența sa se va destabiliza destul de mult situația din țară. Și atunci apare întrebare. De ce? Mergând cu inițiativa de modificare a articolului 13, promovând aceste acțiuni unioniste în școli, în primării, pe parcursul ultimului an de zile, oare când făceau lucrul respectiv, nu își dădeau seama că se destabilizează situația în țară. Iar acum, când au înțeles că totuși cetățenii Republicii Moldova se pronunță pentru menținerea Republicii Moldova ca stat independent, au schimbat mesajul politic și nu fac altceva decât încearcă să devină promotori a unui noului vector pro-Moldova, care în viziunea lor probabil va, așa cred ei, vor da noi dividende în campania electorală. Aș vrea să menționez să mă refer la aceste patru căi despre care au vorbit s-a vorbit la miticul de 21 octombrie, cineva din analiștii politici spuneau, ascultând acest mesaj despre a patra cale, ca nu altceva decât o încercare de a săvârși sau a repeta fapta lui Ivan Susanin în Rusia, calcă în glumă, deoarece vectorul sau calea europeană care a fost promovată de Partidul Democrat și partidele cu care s-a aflat în alianță a fost compromisă și la etapa actuală nu se mai susține această cale. Dorința partidului de guvernământ și a partidelor aliate lui de a stabili careva relații cu Rusia de asemenea falimentat și la momentul de față nu mai există relații foarte bune la nivel guvernamental cu Rusia. Apropo, relații bune nu există deja nici cu Uniunea Europeană, fiind blocate toate aceste finanțări externe, europene,
calea unionismului, dacă la început era promovată, acum vedem că s-au dezis, inclusiv și liderii Partidului Democrat s-au dezis de calea unionistă, și atunci, probabil, ei nu au alt gând decât să compromită și acest vector pro-Moldova. Dar cred eu că nu vor reuși. În unele declarații, același Dumitru Diaconu declara că el din 88 luptă pentru limba română, deși nu un an s-a aflat în componența guvernării. Adrian Candu spune că este în Constituție limba moldovenească, asta este opinia majorității cetățenilor, dar ar dori să o schimbe în limba română. Întrebarea mea este, dacă noi am modificat articolul 13 în Constituție, în care limba noastră oficială devine limba română, în care ne vom regăsi cu un popor care de fapt nu ar avea limbă, deci dacă este limba română, cum poate exista un popor moldovean care nu are limba sa proprie, da? Atunci spuneți o serie de întrebări, probabil și existența acestui popor ca ceva distinct. Se încearcă prin asta oare răsturnarea identității noastre, ca mai întâi să fie declarată limba română, apoi moldovenii să nu mai existe ca etnie, dar să fie români, iar mai apoi să fie pus problema că Republica Moldova să nu mai fie stat independent, pentru că avem două state românești de fapt și haideți să le unim. Această idee de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova nu este altceva decât o provocare politică. Încercarea de schimbare a sintagmei de limba moldovenească cu cea de limba română este o provocare. Este o acțiune îndreptată împotriva a peste 70% din cetățenii Republicii Moldova. Respectiv, o astfel de inițiativă ea nu poate fi acceptată. Pentru că nu poți să modifici Constituția în condițiile când te contrapui cu această inițiativă la 3/4 din populația Republicii Moldova. Cât privește intenția unora de a submina identitatea moldovenilor, cu siguranță, astfel de tentative au fost, ele sunt și vor fi. Pe mine mă bucură faptul că cetățenii Moldovei, moldovenii noștri, nu acceptă o astfel de inițiativă, nu susțin o astfel de inițiativă și mă bucură faptul că inclusiv denumirea limbii, inclusiv denumirea de popor moldovenească, moldoveni, au devenit niște elemente ale paradigmei identitare a populației din această parte a lumii. Și eu cred că nimeni nu va reuși să ne lipsească de această identitate pe care ne dorim noi. Cu siguranță, în anumite cabinete se schițează anumite scheme de lichidare a Republicii Moldova și noi trebuie să fim vigilenți și, în primul rând, să ținem cont de acele opinii și acele doleanțe care sunt în mediul cetățenilor din țara noastră. Un subiect la fel de sensibil, care deranjează probabil nu doar societatea în întregime, dar deranjează și o bună parte din intelectualitate și o bună parte din politicieni, un lucru care continuă din anii 90 și până în prezent, este faptul că în Republica Moldova, în școală, se studiază istoria românilor. Deci dacă noi, conform datelor recensământului, avem 6-7% de cetățeni care și-au recunoscut etnia sa ca română, noi avem și peste 70% care spun că ei sunt de etnie moldovenească. Cum se face așa că noi, având o guvernare pro-Moldova, studiem totuși azi în școală istoria unei etnii de 7% și ignorăm identitatea și a moldovenilor, și a rușilor, și a găgăușilor, și a bulgarilor, și a tuturor din Republica Moldova? Este o întrebare foarte bună pe care ați formulat-o dumneavoastră. Eu aș putea să menționez că deja pe parcursul la 2 ani de zile, cel puțin, șeful statului promovează ideea necesității introducerii în școală disciplinei de istoria Moldovei. Aceeași majoritate parlamentară, aceeași guvernare democrată se pronunță vehement împotriva introducerii în școlile Moldovei a disciplinei istoria Moldovei. Ne aducem aminte în acest context despre inițiativa președintelui de a scoate inclusiv la referendum, inițiativa care a fost blocată inclusiv de parlamentul, majoritatea parlamentară. Și vreau să aduc aminte de scrisorile inclusiv adresate de șeful statului conducerii guvernului, care de asemenea au fost ignorate. Cât privește această modificare din punct de vedere a curiculei școlare,
din punct de vedere a principiilor contemporane de predare a istoriei în școală, aș vrea să menționez că nu mai sunt state pe globul pământesc, practic, și în special în Europa, unde istoria în școli să fie predată în conformitate sau în baza principiului etnic. Nu se mai face. În baza principiului etnic s-a predat în secolul al XIX-lea. Acum se predă în baza principiul acesta statal și chiar și în România, deja din anul, dacă nu mă înșel, 97, adică practic 20 de ani deja, nu se mai predă istoria românilor ca disciplină, ci se predă istoria. Disciplina istorie. Probabil cei de la guvernare, care au anumite viziuni referitor la Moldova, referitor la viitorul statului moldovenesc, prin menținerea acestei discipline, nu-și doresc altceva decât să-și atingă anumite scopuri politice, care nu concordă cu interesele Republicii Moldova. Dar dacă ne abstractizăm de aceste speculații cu caracter politic sau cu interesele unor politicieni aflați la guvernare la etapa actuală, putem spune că nu se mai predă în școli, în Europa, istoria în baza principiului etnic. Istoria trebuie să fie predată în baza unor principii moderne, unor principii care să evite etnocentrismul, ceea ce ați menționat dumneavoastră anterior. În 2018, în Republica Moldova, de către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost decretat anul Ștefan cel Mare și Sfânt Domnitor al Moldovei. Este un an care, din câte am văzut, cuprinde foarte multe acțiuni în practic toate raioanele țării și în Chișinău. Vreau să explicați puțin sau să dezvoltați partea argumentativă a decretării acestui an și care este impactul pentru țara noastră, pentru identitatea noastră, ca să dezvoltăm puțin acest subiect. Cu siguranță, anul 2018 este decretat anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt Domnitorul Moldovei și această inițiativă a șefului statului are ca scop consolidarea societății, deoarece avem o societate destul de segmentizată, adică frămițată, ca urmare a activității unor politicieni. Dar ce poate fi mai bine pentru unificare decât un erou național care practic este venerat de tot, de întreaga populație. Și acest erou adevărat al Republicii Moldova, al Moldovei, este cu siguranță Ștefan cel Mare. În cadrul acestui an a fost realizat un întreg plan de activități care ține de acțiuni, care vizează, presupune acțiuni atât în teritoriul Republicii Moldova, la nivel central, la nivel comunităților locale, cât și în străinătate. Și în luna decembrie vor fi făcute totalurile și cu siguranță vom vedea că acest program care a fost realizat a avut un impact benefic asupra societății moldovenești. Mai mult ca atât, aș vrea să spun că probabil anume datorită acțiunilor preconizate și realizate în cadrul anului Ștefan cel Mare, s-a produs această schimbare de opinie politică a unor politicieni. Eu nu exclud că datorită acțiunilor din cadrul programului anul Ștefan cel Mare și partidul de guvernământ și-a schimbat vectorul politic și a devenit pro-Moldova. Cu siguranță glumesc, dar nu exclud o astfel de posibilitate. Dar dacă vorbim serios, atunci vreau să spun că cei de la guvernare, care acum se pretind că promovează un vector pro-Moldova, au sabotat toate acțiunile care țin de anul Ștefan cel Mare. Deși făceau parte din Comisia de Stat? Deși în decretul președintelui, deoarece președintele a dorit ca în Comisia de Stat să participe reprezentanții diferitor formațiuni politice, diferite personalități cu diferite opinii, inclusiv politice, cei de la guvernare, cei din Parlament, majoritatea parlamentară, cei din guvern, au sabotat, nu s-au prezentat nici la o ședință a Comisiei de Stat, chiar dacă șeful statului i-a invitat o singură dată, și mai mult ca atât, acțiunile care au fost implementate în cadrul anului Ștefan cel Mare
au fost sabotate și chiar au fost puse bițarate. Este regretabil, pentru că asemenea evenimente probabil în țara noastră nu au loc atât de des. Cu siguranță și mai ales într-o societate care este divizată și în condițiile când a existat o oportunitate de a uni societatea noastră în jurul acestui simbol național, cum este Ștefan cel Mare. Există mai multe mișcări în societatea noastră dirijate cumva financiar și politic din România, mișcări unioniste. Am văzut anterior că unul din liderii acestor mișcări din România a fost expulzat din Republica Moldova, după care i-a fost ridicată această interdicție din țară și el iarăși venea în Republica Moldova, organiza evenimente antistatale. Acum iarăși a fost arestat. Deci aceste Nu a fost expulzat, da, din țară. Deci aceste mișcări, aceste curente, au ele cumva o conotație cu politica sau cu jocurile politice de la Chișinău sau ei vin și fac aici tot ce doresc fără ca să existe vreo pedeapsă sau fără ca să existe vreo anumite acțiuni din partea organelor de stat, organelor securității statului? Eu nu mi închipui ca, să nu mergem departe, ca în statele vecine, cum este România sau Ucraina, să fie întreprinse acțiuni, inclusiv cu caracter public, inclusiv în școli, acțiuni care sunt îndreptate spre lichidarea României sau Ucraina. Eu nu mi închip ca să fie întreprinsă astfel de acțiuni și organele statului, organele de drept, să nu reacționeze. Mai mult ca atât, noi avem lege, avem codul penal, avem legea privind securitatea statului, unde este foarte clar menționat că acțiunile îndreptate împotriva suveranității, integrității, independenței Republicii Moldova cad sub incidența legii penale. Respectiv, pentru mine nu a fost ceva straniu că structurile de stat au reacționat conform legii, acum când inclusiv a fost expulzat această persoană din Republica Moldova, care tulbura apele în țara noastră. Pentru mine a fost straniu că nu reacționau până la moment organele de drept. Pentru mine rămâne straniu că organele de drept nu reacționează inclusiv în cazul acestor declarații unioniste a unor primari și consilieri locali. Mai mult ca atât vreau să spun că s-a ajuns până la aceea că la nivel de școală, unele școli au semnat așa anumită declarație de unire. Este ceva de neînțeles. Este ceva de neînțeles. O școală, o instituție de învățământ, care conform codului educației nu desfășoară activități politice și nu pot fi desfășurate activități politice în aceste școli cu implicarea profesorilor, implicarea copiilor, semnează astfel de acte. Astfel de documente declarații și organele de drept nu reacționează. Eu vă garantez că dacă astfel de acțiuni s-ar fi întreprins în România, aceste persoane trebuiau să dea cel puțin să dea explicații cu subsemnatul la organele de drept. Iar în Ucraina noi cunoaștem cazurile de la Cernăuți, când doar din cauza unor materiale propagandistice, organele de drept s-au autosesizat. Probabil au fost unele acțiuni care se înscriu în această logică de pro-statalitate, dar... Organele de stat, în orice stat, sunt obligate. Ele nu pot lua decizia să întreprindă măsuri sau să nu întreprindă măsuri de consolidare și de asigurare a securității statului. Ele sunt obligate conform legii. Ele nu pot decide astăzi întreprind măsuri sau să întreprind măsuri data viitoare. Conform legii, ele sunt obligate să întreprindă măsuri dacă se produc astfel de acțiuni. În decembrie anul trecut, în România, de ziua României chiar, în Ținutul Secuiesc, în Transilvania, mai mulți cetățeni au arborat în loc de drapelul român, au arborat drapelul Ținutului Secuiesc sau drapelul Ungariei. Atunci prim-ministrul României a venit cu un comentariu asupra acestui subiect și a spus că cei care au arborat aceste drapele vor flutura alături de ele. Este oare cazul că în Republica Moldova să vedem tot mai multe acțiuni publice în care vin cetățeni, inclusiv români, manifestă cu drapelul României, iar din partea autorităților noastre nu există nicio reacție?
Ceea ce s-a petrecut în România și această declarație a fostului prim-ministru al României este una firească, deoarece un șef de guvern a unui stat nu poate să nu se pronunțe categoric pentru menținerea integrității teritoriale, suveranității și independenței statului pe care îl conduce. El nu a declarat voalat această dorință sau nu a expus că are careva sentimente, dar nu sunt clare aceste sentimente, ci a declarat foarte tranșant. Nu se admite astfel de acțiuni pe teritoriul României, de exemplu. Cred eu că ar fi bine ca conducătorii, inclusiv a Guvernului din Republica Moldova, să iei acest exemplu din partea fostului prim-ministru al României. Iar organele de drept, atunci când se încalcă legea, atunci când sunt întreprinse acțiuni împotriva statalității Republicii Moldova, împotriva independenței, să-și facă misiuni. Doar asta este necesar de făcut. Domnule Popovici, un ultim subiect, probabil problema transnistriană în contextul acestor procese unioniste din țara noastră. Noi trebuie să reintegrăm țara doar. Înțelegem că dezvoltarea acestui curent în Republica Moldova este un impediment foarte serios în calea reintegrării țării. Având în vedere că guvernarea tolerează și a tolerat această perioadă de timp, ultimii 9 ani, a tolerat foarte mult acest curent, în unele cazuri chiar și a contribuit la apariția unor noi mișcări unioniste în Republica Moldova. Ce ar însemna asta? Că guvernarea de fapt nu dorește reintegrarea țării sau ei lucrează cot la cot împotriva reintegrării țării? Reintegrarea Republicii Moldova este o prioritate pentru țara noastră, deoarece inclusiv șeful statului a vorbit nu singură dată. Perspectivele Moldovei fără regiunea transnistriană sunt sumbre, precum sunt sumbre perspectivele Transnistriei independente de Republica Moldova. Mai mult ca atât, și în partea dreaptă și în partea stângă a Nistrului trăiește același popor. Are aceeași credință. Are aceeași istorie. Este un așa numit conflict declanșat artificial. Este o situație care poate fi depășită. Și Republica Moldova poate real să se reintegreze. Odată cu reintegrarea Republicii Moldova, conjunctura politică din țara noastră se va schimba radical. Adică va apărea o componentă pro-statală, o pro-independență, pro-neutralitate destul de masivă în viața politică. Ca urmare a reintegrării Republicii Moldova, orice tentativă de subminare a independenței țării noastre va fi sortită eșecul. De aceea eu nu exclud că unele forțe politice nu-și doresc acest lucru. Și nu întâmplător se vehiculează construcția unei frontiere pe Nistru, nu întâmplător cineva vorbește despre faptul că noi nu avem șanse să reintegrăm țara și așa mai departe. Convingerea mea este că odată cu reunificarea țării, Moldova își va consolida statalitatea și orice tentativă de schimbare a statutului Republicii Moldova va suferi eșec. Domnule Popovici, eu vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră în această emisiune, pentru opiniile dumneavoastră. Stimați telespectatori, ați urmărit o istorie neinventată. Ne vom revedea la o altă ediție acestei emisiuni.